Cuvântul lui Dumnezeu, spre care ne oprim privirile în această dimineață, în acest al doilea mesaj al serviciului de astăzi, se găsește scris în cartea prorocului Isaia, la capitolul 38, de unde vom citi primele 8 versete. Isaia 38, de la 1 la 8. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis: așa vorbește Domnul, pune-ți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel: du-te și spune lui Ezechia, așa vorbește Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei, voi ocroti cetatea aceasta. Și iată semnul din partea Domnului, după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Voi întoarce înapoi cu 10 trepte umbra treptelor cu care s-a pogorât soarele pe cadranul lui Ahaz. Și soarele s-a dat înapoi cu 10 trepte de pe treptele pe care se pogorâse. Amin. Fie ca Domnul să binecuvânteze acest cuvânt. Să fie binecuvântat cuvântul în inimile noastre ale tuturor. Să fie binecuvântată rostirea cuvântului. Și mai ales să fie binecuvântată împlinirea cuvântului acestuia în viețile noastre. Amin. Vă rog să ocupați loc. S-au dus, iată, 10 zile din anul de îndurare 2010. Sunteți conștienți de faptul că Domnul a rămas același? Zilele noastre se duc, vorba poetului Eminescu zicea: cu mâine zilele ți adaugi, cu ieri viața ta o scazi. La noi totul este în schimbare. Noi trecem, însă Dumnezeu rămâne în vecii vecilor. De aceea suntem chemați într-o vreme ca și aceasta să ne uităm la Domnul. Pentru că cei ce își pun încrederea în Dumnezeu sunt oamenii care umblă braț la braț cu fericirea. Și cred că dintre cei ce își pun încrederea în Domnul, n-au existat pe fața pământului oameni care să se fi încrezut pe deplin în Domnul și apoi să regrete. Sigur că au fost dintre aceia care s-au făcut că se încred în Domnul. Și după aceea au zis: n-am văzut ajutorul Domnului, n-am văzut purtarea de grijă a Domnului. Eu zic încă o dată, cei ce se încred cu totul în Domnul sunt oameni care umblă braț la braț cu fericirea. Sigur că anul 2010 este o provocare pentru fiecare dintre noi. Și dacă vă aduceți aminte, cu o săptămână în urmă, am prezentat bisericii un motto pentru viața noastră de credință în anul acesta, dezideratul nostru. Și mi-ar plăcea să-l aud cei ce și-l amintesc și au fost duminica trecută seara aici, să-l rostească cu voce tare. Care este motoul, dezideratul nostru? Să fim plăcuți Domnului. Nu-i lucru mai frumos decât să fii plăcut Domnului. Și spuneam noi data trecută că a fi plăcut lui Dumnezeu nu înseamnă neapărat să ai niște performanțe așa cum oamenii le socotesc din punctul de vedere al lucrării. Chiar zilele trecute mi-am oprit privirile asupra lui Ioan Botezătorul, despre care Mântuitorul spunea
că este cel mai mare om născut din femeie. Mântuitorul își exprima aprecierea pentru Ioan. Și în altă parte, în Ioan, la capitolul 10, scrie, Ioan 10 cu 41, dacă nu greșesc, spune, nu a făcut nici o minune Ioan. Prin urmare, ceea ce înțelegem este faptul că nu minunile pe care le-ar face cineva, nu predicile pe care le-ar rosti cineva, nu prorociile pe care le-ar aduce cineva, nu lucrarea grozavă pe care o face cineva ne face neapărat plăcuți lui Dumnezeu. Pentru că vai, este un cuvânt în Scriptură, în Matei la capitolul 7, unde spune Mântuitorul că în ziua cea mare vor veni unii la el și vor zice, Doamne, n-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am predicat în numele Tău. Și Domnul le va zice, duceți-vă de la mine, nu vă cunosc. Știți pe cine cunoaște Domnul? Pe cei ce fac voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul, a fost un anonim până la 30 de ani pentru mulți oameni din vremea Lui. A fost un anonim. Și la 30 de ani, spuneam data trecută, s-a coborât în apa Iordanului și dintr-o dată s-a deschis cerul și din ceruri a mărturisit Tatăl zicând, acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Înainte ca Domnul să facă minuni, înainte ca să facă vindecări, înainte ca să predice Evanghelia, Tatăl a mărturisit că își găsește plăcerea în El, în Iisus Hristos. Și am spus noi data trecută că ceea ce îl face pe Dumnezeu să-și găsească plăcerea în oamenii de pe pământ este faptul că oamenii de pe pământ sunt hotărâți să facă voia lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim în voia Ta! Dacă este ceva care contează pentru noi în anul 2010, contează să fim împlinitori ai voiei lui Dumnezeu. Sigur că sunt multe domenii în care suntem chemați să fim plăcuți Domnului și mi-a plăcut gândul pe care Domnul l-a dat fratelui Raul. Vedeți, sunt domenii în care Dumnezeu vrea să creștem în maturitate. Sunt mai multe planuri în care trebuie să demonstrăm că suntem plăcuți lui Dumnezeu. De fapt, pe toate planurile existenței noastre și a umblării noastre pe pământ, trebuie să demonstrăm că suntem plăcuți lui Dumnezeu. Astăzi am vrea să ne oprim lângă acest cuvânt pe care l-am citit, ca să înțelegem un plan în care Domnul ne cheamă să fim plăcuți Lui. Un plan în care trebuie să facem și să înțelegem voia lui Dumnezeu. Vă place de Ezechia? Ați auzit ce am citit despre el? Cum vi se pare omul acesta? Are omul acesta performanțe deosebite? Ce am citit? S-a rugat și Dumnezeu l-a trimis înapoi pe proroc și a zis, du-te și spune că îi mai dau 15 ani. Este Ezechia un om al rugăciunii? Mă bucur că nu vă grăbiți să răspundeți. Ceea ce este frumos când ne uităm la Ezechia, este frumos să-l vedem cu fața la perete strigând către Domnul. E frumos. Vom zice, dacă ar trebui, dacă m-ar pune pe mine cineva să zic, dacă aș fi talentat ca pictor, să zicem, și mi-ar zice cineva, imortalizează ceva din viața lui Ezechia într-un tablou. Cred că momentul acela mi-ar place să-l imortalizez. Un Ezechia cu fața la perete, cu lacrimi, plângând înaintea Domnului și aș zice, omul căruia Domnul i-a ascultat rugăciunea. Frați și surori, vrem să ne fie ascultate rugăciunile? Toate? Deja nu ne mai înțelegem. Când întreb toate, deja este un alt fel de rumor. S-a recitat aici Lucii, a recitat fratele Lucii Ardelean, a recitat versurile acelea care aveau menirea să ne dea de gândit fiecăruia dintre noi.
ne-a spus singurul lucru care nu trece prin indexări, singurul lucru care rămâne și care contează de fapt, este rugăciunea. Este arma pe care Dumnezeu ne-o pune la îndemână, este marele har pe care Domnul ne-l dă. Și acum, la începutul anului 2010, încă tot zic început, la începutul anului 2010 vreau să spun și să subliniez, Dumnezeu ne vrea oameni ai rugăciunii. Însă trebuie să înțelegem ce înseamnă rugăciunea. Ne uităm la Ezechia, omul care s-a rugat. Și vreau să înțelegem câteva adevăruri despre ce este rugăciunea și cum trebuie ea adusă înaintea lui Dumnezeu. Nu se poate viață de credință fără rugăciune. Noi trebuie să ne rugăm. Dar aduceți-vă aminte că a venit la Domnul unul din ucenicii lui și a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Nu, atenție, Domnul i-a învățat cum să se roage. Ucenicul acela n-a venit să zică, Doamne, învață-ne o rugăciune. Atenție, învață-ne să ne rugăm. Și Domnul le-a oferit modelul de rugăciune. În rugăciunea aceasta domnească, rugăciunea didactică, rugăciunea Tatăl nostru. Și în rugăciunea aceasta ne-a învățat Domnul să zicem așa, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta. Mai odată, cum ați zis? Facă-se voia Ta, Doamne. O, dacă am înțelege că rugăciunile noastre trebuie să aibă ca și temelie tocmai acest aspect. Facă-se voia Ta. Noi vrem să ne fie ascultate rugăciunile. 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 14 și 15. Aș vrea să citim împreună aceste versete. 1 Ioan capitolul 5 versetul 14 și apoi versetul 15. Haideți să citim împreună. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Când am învățat prima dată versetele acestea pe de rost, le-am învățat sub titlu Siguranța rugăciunii ascultate. Era un ciclu de studii biblice numite Siguranțele. Siguranța rugăciunii ascultate. Când este sigur răspunsul la rugăciunile noastre? Când cerem ceva după voia Lui. Dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Este o cântare. Mereu mă aduc aminte de cântarea aceasta, care are în versurile ei următoarele cuvinte. În fărâme spargem voia printr-o lovitură grea. Ce ziceți? Eu chiar am auzit pe cineva care a făcut observație cuiva care cânta cântarea aceasta. Ai grijă ce cânti! În fărâme spargem voia printr-o lovitură grea. Și avem noi o cântare pe care trag nădejde să o cântăm la sfârșit. Voia Ta, nu voia mea să se facă, Doamne, în viața mea. Câteodată nu înțelegem că a face voia lui Dumnezeu presupune un preț pe care trebuie să-l plătim. Ne rugăm și zicem, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, și așa o zicem ca pe o poezie și uităm ce înseamnă asta. M-am uitat astăzi, concentrat fiind la cuvântul acesta pe care mi l-a pus Domnul pe inimă, m-am uitat la ceea ce s-a cântat, la ceea ce s-a recitat aici și am înțeles că, de fapt, creștinii, prin ceea ce fac ei, ei își doresc să fie după voia Domnului. Ei își doresc să împlinească voia lui Dumnezeu. Dar trebuie să spun astăzi, voia lui Dumnezeu presupune câteodată un preț de plătit. Oare e prea mare?
În Romani, la capitolul 12, vrem să învățăm în această zi. Vrem învățătura de astăzi să ne fie de folos pentru tot anul care ne stă înainte. În Romani, la capitolul 12, cu versetul 2, spune așa: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, care este cum? Bună, plăcută și desăvârșită. Dar mai înainte am spus că presupune să plătim un preț ca să facem voia lui Dumnezeu. Și acum spunem că voia lui Dumnezeu e bună, plăcută și desăvârșită. Vedeți, noi nu înțelegem întotdeauna voia lui Dumnezeu. Asta este marea problemă. Stăm câteodată în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și insistăm asupra unor lucruri de care nu ne-am asigurat încă dacă sunt parte din voia lui Dumnezeu pentru noi. Iacov 4:3. Haideți să ne uităm la acest cuvânt din Iacov, capitolul 4:3. Haideți să-l citim împreună. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Observați dumneavoastră de ce nu toate rugăciunile noastre sunt ascultate? Dar credeți că ar fi greu pentru Domnul să răspundă? Ești șeful, stăpânul universului. E greu pentru Domnul să răspundă la toate rugăciunile? N-ar fi greu. Numai că anumite lucruri le cerem rău. Cu gând egoist, pentru că asta înseamnă să risipiți în plăcerile voastre. Sunt situații în care cerem rău, nu așa cum vrea Dumnezeu. Ceea ce cerem nu-i place lui Dumnezeu, nu este parte din voia lui Dumnezeu. Aici este o problemă. Aici avem noi dificultăți în a înțelege rugăciunea. N-am învățat noi că rugăciunea este instrumentul pe care ni-l pune Dumnezeu la îndemână ca să obținem prin rugăciune tot ce vrem? Și am învățat, tot ce veți cere cu credință, vi se va da. Numai că nu uitați condiția Domnului. Condiția Domnului când cerem este să cerem ceva după voia Lui. Care dintre dumneavoastră ați fi dispuși să puneți în mâna unui bebelaș care vine și vă cere cuțitul cu care tăiați pâine acasă? Și vine și plânge lângă masa aia că n-a ajuns până la înălțimea mesei, e mai mic, și plânge și dă-mi și mie cuțitul. Care dintre dumneavoastră care sunteți părinți, sunteți dispuși să-i puneți cuțitul în mână? Nu îl puneți, de ce? Pentru că ziceți, poate și-l bagă în ochi, poate se zgârie, poate și face un rău cu el. Și nu-i dați. Dar înseamnă asta că sunteți răi cu copilașul acela? Nu. Dar știți dumneavoastră ca și părinți că sunt lucruri care nu-i sunt de folos copilului. Aș vrea să știm ceva. Eu, fără teama de a greși, ridic mâna și spun în numele Domnului: Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și mai zic ceva. Dumnezeu ascultă rugăciunea și trimite răspuns rugăciunii făcută după voia Lui. El nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, cum cred unii. El răspunde, dar El știe timpul cel mai bun, modul cel mai bun de a lucra. Câteodată suntem așa de încrezători în noi înși, că noi știm, mai că i-am dat lecții și lui Dumnezeu cum să facă. Gândiți-vă, eu m-am trezit în situații de felul acesta, în care mai că, Doamne, fă așa și așa să faci și lucrurile să iasă așa. O, bietul om! Cel ce știe toate lucrurile este Domnul. Știți că El știe și viitorul? Câteodată ne încredem așa de mult în mintea noastră. Și uitați-vă cât e beata de ea, atâta, atâta. În timp ce Dumnezeu este infinitul. Dragii mei, aș vrea să ne uităm la Mântuitorul, despre care Tatăl a mărturisit că este plăcut. Când a fost în grădina Ghețimane, a stat în fața unei situații absolut neplăcute.
o situație absolut neplăcută, omenește vorbind, pentru că el era 100% om și 100% Dumnezeu, în același timp, a stat omul Iisus Hristos în grădina Ghețimani, față în față cu acest calvar pe care trebuia să urce. Și a stat omul și a zis: Tată, îndepărtează dacă este cu putință paharul. S-a rugat odată, s-a rugat de două ori, s-a rugat de trei ori. Dar știți ce a pus Domnul în rugăciunea lui? Un lucru care trebuie să ne dea de gândit. A zis: Tată, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, Dumnezeule. Aici este cheia, așa aș vrea, frați și surori din Biserica Poarta Cerului, să înțelegem că ceea ce ne face plăcuți lui Dumnezeu este să facem toate lucrurile după voia Lui și rugăciunea să o facem după voia Lui. Acum, haideți să ne uităm la Ezechiel. Să ne uităm la omul acesta care s-a rugat. Aparent ar părea un om puternic al rugăciunii. Aparent, Ezechia ar părea omul credinței. Eu n-aș vrea să schimb părerea nimănui despre Ezechia, dar când m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu, am înțeles câteva lucruri pe care e foarte important să le subliniem. Ezechia, într-adevăr, s-a rugat și rugăciunea lui a căpătat răspuns. Dar vă întreb eu pe dumneavoastră, a fost rugăciunea lui Ezechia după voia Domnului? Ce ziceți, e greu de răspuns la întrebarea asta? A fost rugăciunea lui Ezechia după voia lui Dumnezeu? Dumnezeu l-a trimis pe proroc și a spus: ce frumos, nu? Ce mesaj i-a dus Isaia întâi lui Ezechia? M-a trimis Domnul, împărate, să-ți spun să rânduiești casei tale ce ai de rânduit. Pune-ți la punct lucrurile, pregătește-te, că așa eram, fratele Avram Sabău predica zilele trecute despre ce important este să ne pregătim ca să ne întâlnim cu Dumnezeu. Și acesta a fost mesajul lui Isaia. Văd în el bunătatea lui Dumnezeu, care se duce în fața împăratului și îi spune: pregătește-te, vezi că se încheie, aranjează-ți casa, aranjează-ți toate lucrurile, că se încheie umblarea ta pe pământ. Acum, a fost voia lui Dumnezeu ceea ce a spus prin Isaia? Sau se juca Domnul cu vorbele? Ce ziceți? A vrut Domnul să-și încheie Ezechia umblarea pe pământ atunci? Sigur. Asta a vrut Dumnezeu. Numai câteodată copiii lui Dumnezeu sunt așa de hotărâți, ei cunosc puterea rugăciunii și cer. Și de multe ori cererea pe care o fac, o fac cu gândul egoist. Eu spun astăzi, trebuie maturitate spirituală ca să înțelegem adevărul. Să stai înaintea lui Dumnezeu și să cânți din toată inima: voia ta, nu voia mea, să se facă, Doamne, în viața mea. Nu e un lucru ușor? Nu. Dacă ne uităm la Ezechia, i-a dat Domnul 15 ani ca răspuns la rugăciune. Ce au fost cei 15 ani pentru Ezechia? Vă spun eu, n-au fost o binecuvântare, ci viața lui Ezechia a luat un curs cu totul străin voiei lui Dumnezeu. I-a răspuns Domnul la rugăciune. Nu scrie Scriptura cât a stat el cu fața la perete, nu ne spune Scriptura cât a plâns cu fața la perete, dar Scriptura ne spune că Domnul s-a lăsat convins de Ezechia și a zis: dacă tot cere așa insistent Ezechia, 15 ani mai ai. Și a făcut Domnul un semn extraordinar ca să-l facă pe Ezechia să-și creadă că Domnul i-a răspuns la rugăciune. Acum, Dumnezeu este Cel ce cunoaște trecutul, prezentul și viitorul. În dreptul lui Ezechia, lucrurile au luat o turnură nepotrivită. 15 ani care n-au fost în viața lui Ezechia ceea ce fuseseră anii de dinainte. Rugăciunea lui Ezechia demonstrează faptul că Ezechia e îndrăgostit de persoana lui. Ezechia
se iubește pe sine mai mult decât pe Dumnezeu, mai mult decât voia lui Dumnezeu și este interesat mai mult de condiția lui în această lume decât de condiția lui viitoare. Frații și surori, să nu mă înțelegeți greșit astăzi. Dar spun iarăși, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Domnul, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Nădejdea noastră în Domnul este pusă întâi pentru viața cea veșnică. Acolo trebuie să fie privirea noastră. Dacă toate lucrurile și viața noastră de credință și relația noastră cu Dumnezeu, totul se limitează la să o duc bine, să meargă bine, să-mi iese bine lucrurile, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Nu eu spun, Scriptura spune. Însă dacă vom căuta mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, dacă vom face prioritate din Dumnezeu și din voia lui, va fi ferice de noi. Haideți să ne uităm la Ezechia și la felul cum s-a rugat el, ca să înțelegem că el s-a rugat în mod egoist. Doamne, nu-mi lua viața, Doamne, prelungește în viața, Doamne, nu mă lua și așa mai departe. Dar mă uit la alți oameni ai lui Dumnezeu. Știți că s-a vorbit și zilele trecute și la noi în biserică despre bătrânul Simeon, care stătea în templu. Și când a venit Maria și cu Iosif cu pruncul, care reprezenta mântuirea lumii și a lui Israel, a luat pruncul pe brațe și a zis, Doamne, acum slobozește în pace pe robul tău după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea lui Israel. Stai. Nici măcar nu zice, Doamne, mai ține-mă până o ajunge pruncul ăsta de 30 de ani să-l văd botezat în apa Iordanului, să-l văd că face așa și așa, că face minuni și semne și să-l văd răstignit la Golgota și atunci am înțeles că mântuirea s-a îndeplinit. A luat pruncul pe brațe și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău. Nu e o diferență? Sigur că sunt lucruri grele cele despre care vorbim astăzi, dar aș vrea să înțelegem că temeiul lor este nu altul decât încrederea în Dumnezeu. Mă încred în El orice s-ar întâmpla. Am cântat astăzi și e cântarea aceea atât de cunoscută. Mă încred în El orice s-ar întâmpla. Mă încred în El, mi-am și notat, chiar și când nu înțeleg, eu voia sa întotdeauna aleg. Frumos cântat, dar mai frumos dacă-i trăit. Să ne ajute Domnul să trăim asta. Să trăim ca și oameni care căutăm voia lui Dumnezeu. Mă uit la apostolul Pavel și la felul lui de a fi, scrie lui Timotei, în 2 Timotei capitolul 4, versetul 6, 7 și 8, spune, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul. Observați dumneavoastră oameni care șancorează existența în pământ, Ezechia, și oameni care șancorează existența în ceruri. Pavel, Simeon, întrebare, unde vrei să fie ancorată existența ta? Viața pe pământ se duce și aia 15 ani se duc Ezechia. Însă rămâne veșnicia. De aceea eu stau și mă uit la omul acesta care s-a rugat o rugăciune care nu era după voia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a lăsat pe paginile Sfintelor Scripturii acest exemplu ca să înțelegem cât de grav este să cerem ceva care nu este după voia lui Dumnezeu. A lăsat Dumnezeu acest episod pe paginile Sfintelor Scripturii ca să înțelegem ce consecințe grave sunt atunci când cerem ceva cu gând rău ca să risipim în plăcerile noastre. În primul rând, rugăciunea lui Ezechia era în contradicție cu voia revelată, cu voia descoperită a lui Dumnezeu. Una spune Dumnezeu și el se roagă, Doamne, așa ai spus Tu, dar Te rog, fă altfel. Spun din nou, să nu îl privim pe Ezechia cu ochi rău. Ezechia era un om exact ca și fiecare dintre noi. Și este un dicton cunoscut nouă tuturor, îi zicea, errare humanum est.
a greși e omenește. Omul Ezechia a greșit în rugăciunea lui. S-a împotrivit voiei lui Dumnezeu. Și interesant, Dumnezeu a prelungit viața lui Ezechia cu 15 ani, dar au fost ani de durere, ani de întristare, ani de regret. La 3 ani după ce Ezechia s-a rugat rugăciunea aceasta, egoistă, la 3 ani după ce s-a rugat în felul acesta, i s-a născut lui Ezechia un fiu, Manase. Acum, aceia dintre dumneavoastră care sunteți familiarizați cu împărații care au condus poporul lui Dumnezeu, veți ști despre Manase că a fost unul dintre cei mai răi împărați. Poporul lui Israel a suferit cumplit din pricina lui Manase. A suferit cumplit din pricina lui Manase. Câteva versete numai. 2 Împărați, capitolul 21, de la versetul 9 la 11. 2 Împărați, capitolul 21, de la 9 la 11. Uitați-vă, dar ei n-au ascultat și Manase a fost pricina pentru care s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Atunci Domnul a vorbit astfel prin robii săi prorocii. Pentru că Manase, împăratul lui Iuda, a săvârșit aceste urciuni, pentru că a făcut mai rău decât tot ce făcuseră înaintea lui amoriții, pentru că a făcut și pe Iuda să păcătuiască prin idolii lui. Înțelegeți? Înțelegeți ce a fost Manase? Pune și versetul 16, te rog. Manase a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat, până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul, afară de păcatele pe care le-a săvârșit și în care a târât pe Iuda, făcând ce este rău înaintea Domnului. Observați ce au adus cei 15 ani, bonusul de 15 ani în viața lui Ezechia? Un fiu care a dus pe mulți spre rătăcire și spre pierzare. Mai sunt versete, în 2 Împărați 24, primele 4 versete, Ieremia 15, primele 4 versete. N-am să le citesc, dar vă rog, țineți cont. Vă prezint aceasta ca să vedeți roada celor 15 ani pe care i-a primit bonus Ezechia în urma rugăciunii făcută în afara voiei lui Dumnezeu. Din cauza lui Manase, Dumnezeu a nimicit pe Iuda și a trimis poporul în robie. De nu s-ar fi rugat Ezechia, Manase n-ar fi fost în scena istoriei. Și acum veți spune dumneavoastră, stai, cum sufletul care a păcătuit, acela va muri, nu părinții au mâncat aguridă și copiilor le-au sterpezit dinții, ca să zic așa cum spune Scriptura în Ezechiel. Vreau să înțelegem un adevăr, dragii mei. Un om care a luat-o pe o direcție greșită, cum a făcut Ezechia, direcția aceea greșită îi motivează pe toți cei din jurul lui. Ezechia a luat-o pe o direcție greșită și atunci copiii lui au fost influențați spre rău. Dar nu numai atât că a apărut Manase, ci vreau să mai înțelegem ceva după ce s-a întâmplat în cei 15 ani. Dacă întoarcem fila Scripturii în Isaia la capitolul 39, spune aici: în același timp, Merodat Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia pentru că aflase de boala și însănătoșirea lui. Ezechia s-a bucurat și a arătat trimișilor locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, miresmele și undelemnul de preț, toată casa de arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a rămas nimic în casa și în ținuturile lui pe care să nu li-l fi arătat. Și apoi a trimis Domnul prorocul și a zis: ce ai făcut? De ce? Pentru că Ezechia a folosit cei 15 ani ca să se mândrească în fața altora. Oh, pe el l-a vindecat Domnul, pe el l-a ridicat Domnul din boală, l-a însănătoșit Domnul, l-a pus Domnul împărat într-o poziție înaltă și l-a folosit asta ca să arate el tuturor cine e Ezechia. Cine era Ezechia? Omul care stătea cu un picior în groapă cu ceva vreme în urmă. Mare era unul singur, Dumnezeu. Însă Ezechia a scăpat din vederea aceasta. Astea au fost cei 15 ani. Ezechia s-a mândrit, i s-a îngânfat inima și ce spune Scriptura? Mândria merge înaintea căderii. S-a mândrit în fața trimișilor Babilonului. Uitați-vă și voi ca Babilon aveți împărăție mare, bogată, dar uitați-vă și la noi, să vedeți și Iuda ce are. Din cauza mândriei acesteia în fața trimișilor din Babilon, Iuda și Ierusalimul au ajuns să fie dărâmate
și distruse. Și apoi a venit Manase și a adăugat la ceea ce făcuse Ezechia rău. Dragii mei, Ezechia s-a rugat altfel decât era voia lui Dumnezeu. De aceea mai zic o dată în această zi, rugăciunea noastră trebuie să fie totdeauna, totdeauna, totdeauna pusă în acord cu voia lui Dumnezeu. Când cunoști voia lui Dumnezeu, zi, Doamne, facă-se voia Ta. Când știi voia lui Dumnezeu, zi, Doamne, facă-se voia Ta. Și când nu știi, Doamne, arată-mi voia Ta. Asta este lucru foarte important. Vedeți, Ezechia a greșit bizuindu-se nu pe voia lui Dumnezeu, ci bizuindu-se pe mintea lui. Și ce frumos spune în Proverbe, capitolul 3, versetul 5 și 6, spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Aici este diferența și mă rog lui Dumnezeu ca în anul 2010 să ne încredem în Domnul. Nu în mintea noastră, cât o fi ea, să zic și eu ca Richard Wurmbrand, mintea minte. Ne încredem adesea în mintea noastră și ne duce mintea pe piste greșite. Însă ferice de oamenii care stau înaintea lui Dumnezeu și se roagă zicând, facă-se voia Ta, Doamne. Pentru că ascultați-mă, zic iarăși, voia lui Dumnezeu e sfântă, plăcută și desăvârșită. E bună, plăcută și desăvârșită. Dacă este ceva bun pentru noi, bună e voia lui Dumnezeu. Ezechia, din păcate, a învățat lecția aceasta amară a nebizuirii pe Domnul. Amară lecție. N-aș dori nimănui să învețe această lecție pe pielea lui. De multe ori Domnul e bun și nu ne ascultă tot ce cerem. Dar de ne ascultă amară-i lecția aceea pe care ne-o dă Domnul când face Domnul după voia noastră. În mod normal, ascultați-mă, frați și surori, în mod normal, Ezechia, ca și om credincios, n-ar fi trebuit să se teamă atât de tare când a venit prorocul să-i spună, rânduiește casei tale ce ai de rânduit că vei muri. De ce spun? Dragii mei, necredincioșii au dreptul să se teamă de moarte. Însă cei credincioși nu e normal să se teamă de moarte, pentru că prin moarte cei credincioși se duc în brațele bune a Domnului. Și ascultați-mă bine! Dacă ceea ce citim din cuvântul lui Dumnezeu, căutăm să înțelegem, o spun cu toată tăria, acolo e mai bine. Ne lipim atâta de humă, ne lipim atâta de pământ și credem că aici este totul. Dragii mei, îmi pare rău că nu mai suntem ca și creștinii din primele secole. Îmi pare rău că nu mai suntem ca și creștinii din primele veacuri, care și salutul lor era Maranata, vine Domnul, pentru că nădejdea lor era toată ancorată în venirea Domnului și în împărăția viitoare. Și noi, bieții de noi, adesea ne ancorăm totul aici, toate se duc. Ascultați-mă bine, chiar vorbeam cu niște oameni, eram plecat și am zis, dintre cei ce sunt aici în localitatea aceasta, câți s-au dus cu casă, cu tot, dincolo? Păi nimeni. Casele rămân, mașinile rămân, hainele noastre frumoase rămân, însă Domnul este veșnic și El vrea să fim cu El fericiți. Ascultați-mă, nu e normal, frați și surori, nu e normal să ne temem de ceea ce va fi dincolo? Păi dacă ascultăm cuvintele Mântuitorului, știți ce a spus El? Mă duc să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Acolo, dragii mei, e locul adevăratei fericiri pentru credincioși. Aici e locul frigului, aici e locul noroiului, aici e locul lui nu am, aici e locul lui criză, aici e locul lui necaz, aici e locul lui nenorocire, aici e locul lui vai câte sunt. Însă acolo este locul adevăratei fericiri și astăzi, în 10 ianuarie 2010, vă chem în numele Domnului Iisus să ne ațintim privirile în sus. Dacă este ceva care contează, este să ne pregătim pentru întâlnirea cu Domnul. Ce cuvânt frumos a trimis Domnul
pentru Ezechia, pune-ți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ce înseamnă în rânduială? Pentru că acest cuvânt e valabil pentru noi toți. Ce înseamnă în rânduială? Adică să pui în ordine lucrurile. Ar fi bine să înțelegem că suntem chemați în 10 ianuarie 2010 să punem lucrurile în ordine. Și vă întreb, pe primul loc ce ar trebui să fie dacă ordinea e adevărată și plăcută lui Dumnezeu? Ce ar trebui să fie pe primul loc în viața noastră? Domnul să vă asculte. Da, Domnul trebuie să fie pe primul loc. Ferice de cei ce-l pun pe el pe primul loc. Și la asta vreau să vă chem astăzi. Stăm câteodată cu micuțele noastre rugăciuni și plângem pentru micuțele noastre ambiții și plângem pentru micuțele noastre dorințe, că așa vrem să ne dea Domnul asta și să ne-o dea Domnul pe cealaltă, și toate se duc, așa se duc ca apa printre degete. Însă ferice de cei ce investesc în valori eterne. Valoarea eternă este să poți să te duci și să fii pe brațele Mântuitorului. Vă chem astăzi, frați și surori, în numele Lui. Vă chem să înțelegem că dacă este ceva care contează pentru trăitorii pe pământul acesta, este să stea înaintea lui Dumnezeu cu smerenie și să zică: Doamne, facă-se voia Ta. Asta contează, să trăim căutând ceea ce este vrednic de căutat, iubind ceea ce este vrednic de iubit. Asta este ceea ce contează. Mi-aduc aminte de niște versuri scrise de Traian Dors. Vă rog să mă îngăduiți să vi le citesc, să vedem cât de mult se aplică în viața noastră. Și fie ca astăzi, așa cum citea fratele Sorin numai joi seara aici, fie ca astăzi să ni se umple fața de rușine înaintea lui Dumnezeu, că adesea ne concentrăm asupra lucrurilor de aici, de pe pământ. Adesea cerem de la Dumnezeu în mod egoist și ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă, are Traian Dors o poezie intitulată O iartă-mi, te rog, Doamne. Ascultați numai, cu atenție, vă rog. O iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni prin care-ți cer doar pâine și pază și minuni, căci am făcut adesea din Tine robul meu. Nu eu să ascult de Tine, ci Tu de ce spun eu. În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia Ta, îți cer într-una să faci Tu voia mea. Îți cer să alungi necazul, să nu-mi trimiți ce vrei, ci să-mi slujești în toate, să-mi dai. Gândindu-mă că dacă îți cânt și te slăvesc, am drept să-ți cer într-una să faci tot ce doresc. O, iartă-mi felul acesta nebun de a mă ruga, și învață-mă ca altfel să stau în fața Ta, nu tot cerându-ți Ție să fii Tu robul meu, ci Tu cerându-mi mie, iar robul să fiu eu. Să înțeleg că felul cel bun de a mă ruga e să doresc ca în toate să fie voia Ta. Amin. La asta ne cheamă Domnul, frați și surori. N-aș vrea să înțeleagă cineva lucrurile greșit. Noi avem datoria să ne rugăm. Omul lui Dumnezeu este un om al rugăciunii. Dar omul lui Dumnezeu este acela care se roagă ca și Mântuitorul. Doamne, mă rog Ție, Doamne, aduc situația aceasta înaintea Ta, Doamne, aduc nevoia aceasta înaintea Ta, dar facă-se nu cum voiesc eu, ci voia Ta să se facă, Doamne. Când te rogi așa, demonstrezi maturitate, atunci îi place lui Dumnezeu de noi. Dezideratul nostru să fim plăcuți lui Dumnezeu începe de pe genunchi. Acolo trebuie să începem a fi plăcuți Domnului, uitându-ne spre voia lui Dumnezeu, căutând să facem lui Dumnezeu și rugându-ne în funcție de voia lui Dumnezeu, pentru că e bună, e plăcută și e desăvârșită. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului și fiecare dintre noi, dintre cei ce doresc să fie plăcuți lui Dumnezeu, să ne concentrăm la ceea ce ne-a pus Domnul înainte astăzi și să înțelegem că ne dorește Domnul oameni care trăiesc după voia Lui. La ce folos să se împlinească tot ce dorim noi? Mai de folos este să se împlinească ce vrea Domnul. Când ești în voia lui Dumnezeu, spunea cineva, Siberia, dacă ești în voia lui Dumnezeu în Siberia, ești în cel mai bun și în mai sigur loc din lumea aceasta. Locul acesta numit voia lui Dumnezeu este locul cel mai bun și cel mai sigur pentru tine.
Pentru că nimic nu face Domnul în defavoarea copiilor lui, ci ce spune cuvântul? Toate lucrurile lucrează împreună spre binele, spre binele, spre binele celor ce-L iubesc pe Domnul.